Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Dan Nica, europarlamentar social-democrat și președinte al Partidului Social-Democrat, filiala Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Să le spunem încă de la începutele spectatorilor noștri că aceasta este o emisiune înregistrată și fac această mențiune pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Reperul TV și care probabil ar fi dorit să interacționeze cu dumneavoastră. Domnule Nica, destul de rar pe la noi prin platoul de filmare. Cred că de la finalul campaniei electorale ne-am mai întâlnit doar o singură dată. Prea ocupat, prea speriat de COVID sau ați lăsat sarcina aceasta comunicării primarului și președintelui Consiliului Județean? Câte un pic din toate. În primul rând, agenda este una foarte încărcată pentru că sunt foarte multe lucruri de care trebuie să mă ocup și alături de colegii mei, și alături și de Mihai Tudose, și alături și de colegii din Brăila. Pentru că pentru noi a fost și pentru mine este extrem de important ca toate proiectele care sunt importante pentru această zonă, pentru Galați, pentru Brăila, să le putem porni. Și n-a fost simplu. Vă aduc aminte doar de faimoasa centură mare a Galațiului. Din păcate, era un mare pericol. Pericolul era ca să nu poată să fie finanțată și ca urmare a eforturilor ministrului Sorin Grindeanu, este în bugetul de stat, este singurul mare proiect de infrastructură și vom putea să scoatem afară, pe de o parte, traficul din Galați. Cei care sunt în Barea Traian văd coloana asta de tiruri care vin și trec prin oraș. Nu au pe unde să ducă. Această centură facem legătura și domnul președinte Fotea v-a și spus, pentru noi a existat o miză să unim centura cu drumul expres Galați-Brăila. Este și această lucrare care este prinsă și drumul expres Galați-Brăila. Mă întrebați dacă am fost. Când am fost, m-am dus pe drumul expres, pentru că ce am constatat acolo împreună cu domnul Tudose este faptul că nu se făcuse nimic timp de 3 ani de zile sau 4 chiar. Și tot ce a însemnat conexiunea podului de peste Dunăre, drumurile de acces, era într-un pericol uriaș. Și aici trebuie să fiu foarte precis. Dacă nu era domnul Tudose care să implice pe relocările de utilități, nu puteam să avem conexiunile pentru pod gata. Și eram, ne făceam de minune. Da, aveam pericolul era să avem podul și nu puteai să prea ajungi pe pod și nu prea aveai unde să te duci dincolo de pod, undeva în Tulcea. N-a fost simplu. Dar și acum mi-a trimis domnul Mihai Tudose pozele cu primele relocări care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, astfel încât drumul ăsta expres să fie gata. Și ce mai facem? Tot împreună am decis și domnul președinte Fotea este cel care conduce asocierea dintre județele Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Și facem un așa drum regional, care este ca un fel de drum expres, dar care socolească toate localitățile astea până la autostradă și până la Călăraș, astfel că să putem să ieșim și noi din Galați către autostradă în condiții civilizate. Și ce mai facem? Și drum expres care pleacă de la pod către Focșani, ca să putem ieși și în partea aia, și acesta este în procedură, acum e la studiile geo, topo și așa mai departe. Și ce mai facem? Și drumul ăsta care pleacă de la Galați până la Tudor Vladimirescu, domnul președinte Fotea s-a ocupat ca împreună cu ceilalți domnul naționale să-l lărgim și până la Tudor Vladimirescu să mai avem o soluție care să ne permite să avem un trafic cât de cât acceptabil. Și ultimul lucru, aeroportul. Eu am văzut modelul 3D al aeroportului care va fi amplasat la Braniștea și care este lângă șoseaua mare de centură, ceea ce va face ca în principiu, lucrările acestea de infrastructură ale Galațiului și ale Brăilei, pe lângă faptul că sunt cele mai ample din ultimii 30 de ani, să rezolve probleme pentru această comunitate care este cea mai mare din România după București. Și ultim lucru, care este foarte important pentru Galați, dar și pentru Brăila, este terminalul multimodal. Din păcate și aici a doua licitație care a fost anulată. Sper că această săptămână să avem confirmarea că a repornit această licitație în condiții bune, care va permite ca tot ceea ce înseamnă fluxul de mărfuri să ducă la o revitalizare a tot ceea ce înseamnă porturile Dunării Maritime. De ce este important?
Nu putem face minuni în această zonă. Dar pe modelul Duisburg, unde un terminal multimodal pus în funcțiune a dus la crearea 40.000 de locuri de muncă, pentru că sunt foarte mulți care vin și se lucrează în servicii, fie că e vorba de partea de manipulare a containerelor, depozite, logistică și așa mai departe, noi avem și o șansă acum unică, pentru că Ucraina, după cum vedeți, nu are putere să-și mai ducă, să-și ducă special cereale și alte mărfuri vrac. Cel mai apropiat punct pentru ei și cel mai bun este sunt porturile din Galați. Și am vorbit cu Sorin Grindeanu, eram chiar la vamă la Isaccea cu colegii dumneavoastră luni, când m-a sunat și mi-a spus, am rezolvat, că îi spusesem această chestiune și mi-a zis, am găsit soluția, facem cei 4 km lipsă de cale ferată largă cu ecartament, astfel încât tot ce vine din Ucraina să poată să fie descărcate vagoanele direct în port. Și o să spuneți, bun, dar ce, de ce e nevoie de așa ceva? De exemplu, cu camioanele nu poți să transporte? Răspunsul meu este, da, dar e foarte ineficient, pentru că un camion ia 20-30 de tone și reduce, de unde duce până, zicem, în portul Constanța. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Deja se întâmplă, ca să fiu foarte corect. Eu când am venit cu mașina de la București și ne-am dus la Isaccea, am mers pe drumul vechi către mare, pe cel de la Slobozia către Constanța, cel puțin până la Hârșova, pe acolo am mers. Vreau să știu un lucru absolut uluitor. E o coloană de tiruri, camioane mari, care vine dinspre Constanța către Slobozia, în partea asta, și una care mergea încolo. Deci, n-am văzut în viața mea atâtea tiruri. Deci, această operațiune de transport de materiale, probabil că în special se e vorba de cereale, pentru că erau camioane din acelea cu benă mari, da. Deja se întâmplă. Dar este extraordinar de ineficient. Ucraina, am înțeles că are nevoie să exporte un gen, nu știu câte, 10 milioane, 20 de milioane de tone. Păi vă dați seama, nici nu te poți gândi cum ar putea să întâmple așa ceva, pentru că faptul că nu avem o rețea de infrastructură care să permită transportul atâtor de un volum atât de mare și multe... Și Galațiu are un avantaj, pentru că îl descarci și îl pui pe barge și te duci către unde vrei. Poți să te duci în portul Constanța, poți să te duci și către Europa. Poți să mergi cu barjele până în Germania, lejer. Dar poți să le pui și pe navele care au pescaj maritim. Și vă mai dau o chestiune acum. Până să vină acest guvern, am constatat că tarifele pe care au Sorina erau la un nivel auiuritor. Deci de două ori și jumătate mai mari decât ale portului Burgas și de 2,7 ori față de Varna. Motivul fiind? Motivul, bun, acum este emisiune de televiziune, nu poți să vorbești urât. Au fost unii care nu sufereau de exces de inteligență și ei s-au gândit că din 3 vapoare costul ar trebui să fie 26.000 de euro pe vapor și la întrebarea simplă, bun, și dacă vin 100 de vapoare, nu e mult mai mic, de fapt, acest cost să împarte la... A zice, nu ne-am gândit. Și cu asta cred că v-am explicat și v-am spus. Pe mine mă interesează mai puțin să pun accentul pe aceste lucruri care sunt extrem de neplăcute, dar care au durat ani de zile. Și să vă spun ce se rezolvă pentru că aceste lucruri care sunt pentru această zonă să ducă și la o revitalizare și economică și de oportunități și mai ales un lucru bine făcut. Pentru că ce vă spune sunt lucruri bine făcute? Că au durat ani. Da, centura mare a Galațiului, eu eram viceprim-ministru când am semnat hotărârea de guvern pentru indicatorii tehnico-economici aceste centuri mari. 2009. Am ajuns ca ea să plece în 2019 blocată din nou și acum deblocată prin introducerea în bugetul de stat, urmând ca ea să treacă pe fonduri europene în măsura în care lucrurile vor evolua. Are ordine de începere, a avut pe întâi la începutul lunii aprilie. Deci tot ce vă spun eu nu sunt la capitolul desenăm proiecte pe hârtie și venim și vă eu vă spun ce am zis că fac, ce am făcut și ce facem în continuare. Și care este stadiul la fiecare dintre aceste lucruri. Mai am o nemulțumire. La capitolul nu am putut să rezolv încă și n-am o soluție. Astea alte pe care vi le-am spus, v-am spus cu precizie dacă au început, unde sunt și cum sunt. Spitalul județean Aripa 9,
cea care să poată să preia sălile de operație și făcut totul o aripă nouă la nivel, la standard european. Domnul președinte Fotea a făcut și proiectul și studiul de fezabilitate. L-am trimis la Ministerul Sănătății, l-am trimis la Ministerul Fondurilor Europene. Din păcate, din păcate, fostul ministru Ghinea, USR-ului, a decis să facă o listă de, să facă 24-25 de spitale, nu știu exact, 24 sau 25, dintr-o listă de 49, cred. Ghiciți ce? Această listă făcută, bineînțeles că nu cuprinde nimic, nici Galați, nici Brăila, nimic din zona asta, dar nu are la bază niciun criteriu. Un criteriu care să spună, domnule, de exemplu, adresabilitate. Eu, dacă ar fi să mă uit, m-aș uita când aș face o asemenea listă de investiții pe câteva criterii. Adresabilitate. Care sunt condițiile actuale de desfășurare a actului medical în Galați, în Brăila? După care, aș stabili în funcție de aceste criterii o ordine descrescătoare în ordinea importanței lor. Păi, domnul Rugine, Galațiu e la toate pe primul loc. La adresabilitate. 40.000 de internări pe an. 20% din aceste internări sunt ale pacienților care nu sunt din Galați. 4 specialități care, de urgență, care sunt unice și vin pacienți din toate județele din jur. Vine și Vaslui, vine și Vrancea, vine și Buzău și Tulcea. În afară de Galați-Brăila. Care sunt acestea? Intervențiile cardiologice. Deci dacă cineva face, Doamne ferește, un infarct, un preinfarct și are nevoie de un stent, până acum era la capitolul elicopter, dacă puteai să ajungi până la București și dacă rezistai până la București. Acum se face aici. Neurochirurgie, chirurgie toracică și oncologie. Deci astea sunt cele patru care iarăși vin și spun de ce ar trebui făcut acest lucru la Galați. Și al treilea, care este starea actuală? Sigur că s-au făcut investiții în actualul corp al Spitalului Județean, care înseamnă consolidare ca să nu pice la cutremuri, să se eficiență energetică, care să fie acest spital să fie eficient energetic și să nu bată vântul foarte puternic prin saloane, ci să aibă o etanșietate corespunzătoare, lifturile înlocuite. Deci lucruri foarte bune. Ce nu poate să facă acest proiect? Pentru sălile noi de operații nevoie de un mediu foarte steril. Dintr-o clădire veche din 1970 nu mai poți să faci mediu steril. Iar pentru, ați reținut ce vă spuneam, operații, pentru operații trebuie să fie o zonă complet sterilă, astfel încât să n-ai parte de infecțiile nosocomiale care și la Galați se găsesc, din păcate, într-un număr foarte mare. Și atunci se mută tot ceea ce înseamnă partea intervențională? Acolo, cu parte de post-operator, cu rezerve civilizate, maxim 2 paturi, cu grup sanitar în fiecare rezervă, adică cum înseamnă standard european adevărat, nu doar la capitolul vorbe. Am fost la domnul ministru Rafin, am fost peste tot, am vorbit cu cei de la Bruxelles, că mă întrebați și ce fac. Cam astea sunt lucrurile pe care le fac și astea ultimul pe care vreau să vi-l spun. Ei nu acceptă în principiu modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență. M-am dus și le-am explicat, nu e vorba de modificare, e vorba de optimizare. Haideți, cu banii ăștia 2 miliarde cât o fie pe sănătate, să încercăm să-i ducem acolo unde e și nevoie de ei urgentă și într-o ordine, exact cum am explicat. Nu am un răspuns până la această oră pozitiv, deși și domnul ministru Rafila le-a spus, domnule, e făcută, nimeni nu știe după ce criterii, nimeni nici măcar nu se știe. Deci Ministerul Sănătății n-a fost consultat, domnul Ruge, dacă vă puteți imagina. O secretară de stat de la USR, care era în Ministerul Sănătății, ea cu 2 consilieri au făcut lista cu cine s-au consultat ei, cu ce Dumnezeu au avut în cap, nimeni nu știe să vă spună, dar ne-am trezit cu bucurie. Și asta a fost o chestiune, părerea mea, care a fost bine pregătită. Asta nu e nici prostie, nu e, și nici întâmplare. Ea a fost gândită pe principiu că o să retras rușii din zona Chievului și a lăsat mine în spate. Așa au făcut și USR-ul. Eu vreau să plece la guvernare și au vrut să asigure că în urma lor rămân multe mine plantate și că cine vine după ei va avea o viață cumplit de grea. Că
planul a fost bine făcut, între ghilimele, din punctul ăsta de vedere, vedeți acum, am dat exemplu cu spital, dar mai sunt și altele, cu niște norme și reforme, păi 90 ceva de reforme puse pe acolo. Și am întrebat pe cei de la comisie, domnule, reformele astea le-ați cerut voi? Eu foarte nervos, așa un pic, că nu-mi plăcea nici ce am văzut pe zona de social, nici pe zona de pensii. Nu. Guvernul României a venit și ne-a spus, vrem să facem asta. Noi nu avem voie să spunem nu. Când un guvern se angajează să facă toate aceste lucruri. Dom'le, dar e o prostie ce v-au propus. I-am întrebat de 3 ori. Mi-au spus și acum. De 3 ori am întrebat. Sunteți siguri voi, guvernul României? Pentru noi discutăm cu guvernul României, nu cu din cine e format. Pentru noi e guvernul României legitim, cum era cel de la vremea respectivă. Asta e. Și din păcate, sunt multe lucruri acolo și în PNR care nu reușim să le modificăm și care ne creează și mari probleme. Una e cu cea cu limitarea la pensii, care nu se știe dacă cuprind și pensiile militarilor, dacă nu, dacă ele pot să țină pasul cu inflația. Nu au avut măsuri de sprijin economic, așa cum au alte țări. Și alte măsuri caracter social, de exemplu, pentru tineri, ca să poți să redai ajutoare, să dau ajutoare europene și alte țări au un plan național de redresare și reziliență, sprijin ca să poți să ai în condiții foarte bune o casă în care să te muți, familie tânără la început, cu copii și așa mai departe. Eu am ați văzut, au venit zilele astea și cu președinta grupului nostru din Parlamentul European, o persoană extrem de importantă. Politic vă spun, pentru că toți comisarii care sunt SND în Comisia Europeană, politic sunt într-o relație, să spunem, de colaborare extrem de strânsă cu noi și, bineînțeles, cu ea ca președintă a grupului nostru, care numărul 150 ceva de europarlamentari, este al doilea mare grup din Parlamentul European și care decide tot ceea ce înseamnă chestiuni care țin de nivelul politic. Și înainte de asta am fost dimineață luni la București și am avut o întâlnire cu miniștrii cheie PSD, cu Sorin Grindeanu, cu ministrul finanțelor, cu domnul Căciu, cu Florin Spătaru, ministrul economiei, cu Marius Budăi, cu Alexandru Rafila, cu domnul Chesnoi, ministrul agriculturii. Și fiecare dintre ei au spus care sunt câteva din lucrurile, două lucruri importante și de ce nevoie au de la comisarul de resort astfel, și de ce au nevoie de acel lucru care să fie făcut. Și fiecare dintre ei a spus câte ceva din ceea ce v-am spus eu. Nu pot să vă devolez toată discuția, că nu am avut acest acces, dar pot să vă garantez că domnul Rafile a spus de acest lucru. Pot să vă spun că domnul Chesnoi a spus, domnule, să facem, avem un sejde extraordinar și noi avem 0 lei. Zero pentru irigații în Planul Național de Redresare și Reziliență. Domnul ministru Grindeanu a spus, domnule, ce nu s-a făcut atâția ani? Am dat drumul acum și vom rămâne fără bani anul viitor. Lasă-ne să cheltuim, pentru că Planul Național de Redresare și Reziliență o să pornească odată și odată foarte repede. Dar noi avem necheltuite vreo 14 miliarde din exercițiul ăla altul trecut. Și mai pot fi recuperați cumva? Am vorbit cu domnul ministru Grindeanu. Vor rămâne vreo 7 care se pare că nu au soluții să se mai cheltuiască până când e termenul limită. Și ce am rugat-o este ca banii ăștia pentru infrastructură să ne ajute să-i putem direcționa, pentru că el are... Ați văzut cum a pornit. A dat drumul la tot ce însemna contracte și contractare și la anul el își va termina banii. Dar el are un grad de supracontractare de 200%. Ceea ce o să spun este extraordinar. Până acum ne plângeam că nu face nimeni autostrăzi, acum am dat drumul peste tot și atunci din banii ăștia necheltuiți, nu alți bani, din ăia necheltuiți să-i dea ca să poată să facă aceste lucrări pe care vi le-am spus și pe care fiecare le poate vedea că ele sunt peste tot. Autostrada asta care pleacă de la Ploiești către nordul țării, către Siret, Suceava, Pașcani, autostrada asta altă care se taie către de la Iași, Bacău, să meargă către Târgu Mureș și așa mai departe. Lucrări de infrastructură mai... care de altfel au fost cerute de-a lungul timpului, mai ales că în zona asta Moldovei am cam fost lăsați undeva în urmă. Dar repet, pentru zona asta Galați-Băina, lucrurile astea pe care vi le-am spus sunt cele mai mari din ultimii, eu am spus 30 de ani, ca să mă refer la doar la perioada modernă.
Dar eu cred că din prin anii 70, de când s-a făcut combinatul de la Galați, la Minorul, de la Brăila și așa mai departe, nu au fost lucrări de infrastructură de această dimensiune în această zonă. Asta nu e un lucru rău. Ați făcut trimitere un pic mai devreme la vizită pe care ați făcut-o împreună cu președinta grupului social-democrat din Parlamentul European, la Vama Isaccea, după care ați ajuns în aceeași zi și la Galați. Ați vizitat niște centre de refugiați. Care au fost primele impresii pe care le-ați cules de acolo? În primul rând, trebuie să vă repet un lucru pe care l-a spus de două sau trei ori doamna Irache Garcia Perez, președinta grupului SND din Parlamentul European, și anume, noi am avut o întâlnire cu mai trei comisari la Strasburg miercuri. Și unul dintre ei a fost Johansson, comisara care răspunde practic de această problematică a refugiaților. După aia a venit Sefcovic, care răspunde de, să spunem, de zona aceasta cu economică și impactul asupra economiei și așa mai departe. Dar doamna Johansson a spus un lucru în plenul grupului nostru. Să știți un singur lucru, că România este un exemplu, face o treabă excepțională, vorbesc puțin, fac mult, au o înregistrare și o trasabilitate uriașă, pentru că acum este și o mare teamă cu traficul de persoane și de copii. Se pare că aceste rețele s-au activat, nu în România, în alte zone pe unde au trecut, și că lipsesc copii, lipsesc fete tinere. În România există o trasabilitate cu o cea mai mare acuratețe a fiecărei persoane care a intrat, care a ieșit din România, astfel încât ei să poată mai departe, chiar dacă s-au dus în Germania, sau dacă s-au dus în Austria, sau în Italia, sau în Spania, sau unde s-au dus ei, să plece după ei cu această trasabilitate, că sunt persoane vulnerabile, expuse riscului de a fi traficate. Și a spus-o o chestiune care a repetat-o doamna Garcia Perez, pentru că a fost atât de categorică. Acolo sunt toate țările și fiecare se așteaptă să zică un lucru bun. România face o treabă excepțională. Românii, ei ca persoane, s-au mobilizat extraordinar și au luat foarte mulți din acești refugiați ca să le ofere primul adăpost, prima masă caldă, dacă vreți. Vă faceți aminte că atunci erau unii care stăteau 3-4 zile și nopți ca să poată să traverseze frontiera. Și acest efort extraordinar, să știți că a impresionat teribil de mult, și a mers la Isaccea. Și acolo ce erau? Organizații neguvernamentale. Erau autoritățile locale, autoritățile județului Tulcea, toate instituțiile guvernamentale, situații de urgență, frontieră, toți, cum fac fluxul, cum asta, și bineînțeles organizații neguvernamentale care ofereau și ele primul ceai, un sandwich și așa mai departe, dar foarte bine organizați ca să existe o evidență clară. Dumneata, ce vrei să faci? Păi vreau doar adăpost. Ok, matale, stai aici. Tu ce vrei să faci? Dom'le, mă duc la București, pentru că de acolo am eu ceva și pot să... Ok, pentru cei de București, din partea stângă. Deci, o organizare bună, da, extraordinară. Și a rămas foarte impresionată, bine, impresionant este când ne vezi, deci mi-aduc aminte și acum. Am văzut chiar și acum un plasmă, se văd... Da. I-am văzut, exact ăsta e momentul când am văzut ochii în lacrimi, când am văzut femeile și copiii cum vin, coborau de pe bac. Și trebuie să vă spun că era un fric teribil. Deci acolo când bate vântul, bate. Teribil, teribil. Dar spuneți-mi, vă rog, la dumneavoastră, cum i-ați perceput pe voluntari, pe cei din administrația locală, cei implicați în această triere a refugiaților, în grijă aceasta pentru refugiați? Vă referiți la Isaccea, că vă spun și de Galați. Nu, deocamdată la Isaccea m-a interesat. N-au obosit după 50 de zile de război, că oamenii ăștia au fost din prima zi acolo la... Și la Galați, să știți că nu mi-au lăsat această impresie de saturație, că probabil la asta vă referiți, domnule, vedem aceeași dramă umană care se întâmplă în fiecare zi. Nu, nu. N-am sesizat acest lucru și am sesizat această compasiune. Acolo sunt și voluntari străini, să știți. Am încercat eu să iau un ceai și eu vreau să-l plătesc. Și mi-a spus, aici am să plătești, nu plătești dacă ești refugiat sau nu. Dar aici nu se pot lua bani, că nu avem case de marca, nu avem nimic. Aici totul este pentru cei care mai intră. Mai momentul în care ați coborât împreună cu doamna Garcia, da, Perez. A ținut foarte mult să vadă cu proprii ochi exact cum este această situație, pentru că trebuie să vă mai spun un lucru.
când i-am făcut o prezentare a situației, am spus că eu, nu că mă pricep neapărat, dar am spus, mă tem pentru Odessa și regiunea Odessa, pentru că dacă acolo se va întâmpla ceva, acei oameni din regiunea Odessa nu au pe unde să fugă mai repede din calea războiului și a bombardamentelor decât pe aici, pe la Galați. Și trebuie să fii pregătit și am spus și doamne comisar Johansson, de la lecțiile învățate, lesson learned, spune-ne doamna comisar, când vine, dacă vine valul, și acum a început să amenințările, erau din ce în ce mai prezente public, nu mai era ca acum 3 săptămâni când le vorbeam eu de Odessa și regiunea Odesei. Ce facem când dacă ne trezim cu un val din aia? Eu sincer să fiu, am folosit și o expresie mai... Oamenii disperați pot să încerce să streagă Dunărea cum pot ei. Dunărea nu este un pârâu. E o chestie, un lucru mare. Își pot pierde oamenii viața. Apropo de imagine care le-ați mai arătat cu cei din Mediterana, care tot așa încearcă să, de disperare să facă ceva și barca să supraîncarcă, se scufundă și ne trezim în fața unor situații care pot să capete. Eu îmi doresc să am dreptate și să nu se întâmple așa ceva. Dar orice măsură de precauție este de 10.000 de ori mai bună decât să facem față unor tragedii, Doamne ferește, care pot fi mari. Și atunci această chestiune de imediat de fluire. Deci în Vama Isaccea sunt în stânga, dreapta, unde, în funcție de destinație. Tu rămâi pe loc, te ducem în Isaccea, tu rămâi la București, uite acolo sunt autobuzele care merg la București. Transportul este gratuit, transportul gratuit este pe Trentoma, ca să nu există o supraaglomerare acestor puncte, ei să plece cât mai repede către destinațiile pe care și le doresc sau care le pun la dispoziția autorităților române, astfel încât dacă începe din nou, cum a fost în primele zile de război, când cu Bacov erau câteva sute de persoane. Odată. Și acum, de exemplu, erau coloane de tiruri spre Ucraina și dinspre Ucraina și cereau guvernatorul Odesei și ne rugau pe noi cei de acolo, că știau că Bacov cumva aparține de Galați, domnule, a face ceva să vină mai des, la 2 ore, acum la 3 ore jumate. Pentru că avem un flux foarte mare de mărfuri. Și suntem pregătiți să preluăm un flux și mai mare în cazul în care, Doamne ferește, de refugiați? Da. Suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru că la capitolul experiență v-am spus, acum organizarea este metronom și ea merge. Ne spunea colonelul de la care răspunde de operațiune de acolo un lucru foarte important. Acești oameni sunt pierduți. Și la un moment dat în acele corturi, ca să nu stea sub aer liber, aveau un sentiment de claustrofobie. Erau pur și simplu pierduți și atunci au început să-i pună pe categorii, culoar pe mijloc, să nu stea unii peste alții, ca să nu le creeze sentimentul ăsta de insecuritate și să le adauge o traumă psihică peste cea pe care deja o aveau, adică suplimentară, să simtă că vin într-o zonă în care sunt și protejați, fiecare știe ce are de făcut și poate să-i îndrume, au translatori de limba lor, li se dau broșuri. Sunt foarte bine organizați acum. Pe lângă organizarea asta, domnule Nica, asta înseamnă și niște costuri. Avem suficiente fonduri, da, pentru a gestiona situații de genul ăsta? România are cele mai multe fonduri, pentru că decizia luată la nivel european, zâmbesc amar acum când vă spun asta, este ca banii neutilizați din programul ăsta financiar să fie folosiți pentru refugiați. Deci aia 14 care vă spun, 7 care s-ar părea că nu avem foarte mari șanse să îi cheltuim până la finalul anului. Pot fi relocați viitor pentru soarta refugiaților? Nu că pot. Vor fi relocați pentru ajutorarea refugiaților și decontarea cheltuielilor. Că dacă mă întrebați, că ați auzit tot felul de lucruri, că transportul este gratuit, e gratuit doar pentru ucrainieni, că trenul la costă ca să meargă. Da. Pentru cei care le dau cazare, mâncare, autoritățile locale. Păi, acum vin la Galați. Am venit la Galați și am consultat cu... Și câteva imagini de la Galați aici în plasmă. Pot să vă spun de Galați? Vă rog. Da. Deci la Galați am vorbit cu domnul primar Pucheanu și mi-a spus, domnule, unde anume credeți că ar fi bine? Deci, hai să-i ducem la blocul M11, M11 da, și să le arătăm cum sunt și niște condiții care sunt absolut foarte bune. Pentru că i-am văzut pe toți refugiați, au stat și cort, au stat și în sala sportului, dar se va arăta și o zonă în care sunt foarte, condițiile sunt foarte bune și a rămas foarte impresionată. Pentru că acolo familiile cu mulți copii și mai ales voluntari. Au văzut niște voluntari aici la Galați absolut extraordinari. Deci și sufletiști și extrem de bine organizați și mai ales știind foarte precis ce au de făcut. Eu am mai stat deoparte, nu m-am băgat eu așa în poză ca să-i las pe
cei care aveau ceva de spus pe domnul primar, pe domnul președinte, erau toți acolo și m-am dus să mai stau de vorbă cu voluntari. Prima întrebare, știți care le-a pus-o? E zi, ce nu merge aici? Și cine voi aveți? Și vreau să vă spun că spre surprinderea mea că la această întrebare, când știu că nu e o chestiune care să o fie urmărită de presă, adică nu e o declarație care ar deveni publică sau se audă cineva, de regulă mie îmi spun adevărul, adică da, am problema aia cu ăla, cu ăla, cu ăla, sau nu am bani pentru aia, pentru aia, pentru aia. Vreau să spun, ne descurcăm. Deci primăria ne-a pus la dispoziție ce avem nevoie aici, era șef asociației, avem ce ne trebuie, am primit tot ajutorul și ne ocupăm de ei. Dar aveau primul ajutor medical în acest bloc. Totul era organizat. Sala de mese, alimentele pe categorii, cum se cheamă asta, bunuri, lejerii, prosoape, obiecte de igienă. Tot organizat pe fiecare, pe fiecare categorie, fiecare știind dacă e nevoie, de unde ea, cum ea, tot organizat, totul controlat, totul... Și haine din donații, chiar am filmat acolo, exact. Și am văzut... Și oamenii de acolo erau și cumva... Eu nu știu ce... Nici nu propun să știu de unde plecaseră acei oameni. Adică dacă condițiile de aici erau mai bine chiar decât cele de acasă, pentru că, până la urmă, când îți pierzi casa ta, când ți-au distrus-o rușii în bombardament, nici nu mai contează cum e că era casa ta. Deci nu e o chestiune din asta de neapărat de a compara, dar standardul oferit pentru ei, sunt 115, cred, erau acolo, cel puțin când am fost eu alaltăieri, foarte ridicat. Foarte ridicat și foarte bine organizat. Și asta mi-a spus doamna Irace. Dan, organizare ca aici, ea s-a dus la Ungure, a fost la într-o vizită pe la pe zona aia. Păi zice, e o diferență ca de la cel la pământ. Și zice, sincer să fiu, am crezut că Johansson, comisara europeană pentru refugiați, a exagerat când a vorbit atât de frumos de România. Eu când am venit aici și am văzut, mi-am dat seama că ce a spus ea, odată, e încă puțin față de ce faceți voi în România pentru refugiați, dar mai e ceva. Sunt mulți cei care în sala aia noastră mare, când au auzit, au spus, o fi poate drăguță, poate vrea să-i încurajeze că România e o țară bogată. De unde e să ajungă la un calificativ din ăsta de foarte bine, de excepțional, într-o zonă din asta complicată, cu refugiați, bani, ajutoare, nu se așteaptă lumea ca noi să avem un asemenea calificat. Și zice, i-am dat toate imaginile și ce ați filmat dumneavoastră și alții și va face la prima noastră întâlnire, va pune imagini ca toată lumea să poată să vadă cum sunt tratați refugiații, cum sunt primiți într-o vizită care a fost sfârșit de a vedea concret la fața locului, Bacu când a venit să vadă pe refugiați cum sunt primiți, cum sunt tratați și cum sunt procesați pentru a merge mai departe. Și modul în care autoritățile au grijă de acești refugiați. Zice, dacă România, primarul Galanțiului, au putut și Consiliul Local, au pus acest bloc și ei au aceste condiții pentru familia acestea cu mulți copii, acest lucru poate să fie făcut și peste mai tot. Sunt și alte locuri. Da, în București fusese în dimineață la sectorul 4, am uitat să vă spun, unde era un grup de 20 ceva de copii orfani din Ucraina, din Odessa. Ei venise de la diverse case din acestea de orfani și i-au luat, i-au pus într-o școală care arată extraordinar de bine și începuseră să facă lecții. Lecții de limba ucraineană făceau online cu profesorii din Odessa și de limba română. Pentru noi casa e România. Deci, vedeți că lucrurile au început să capete un fel de conotații în această de apropiere și faptul că noi ca și nații, așa, noi suntem mai umani, mai foarte calzi. Cred că și acest lucru contează foarte mult. În contextul declarațiilor făcute de doamna Irace Garcia Perez referitoare la implicarea României, la acel exemplu de implicare, de umanitate de care ați vorbit un pic mai devreme, am reținut și declarația domniei sale despre susținerea României pentru aderare la spațiul Schengen. Poate fi genul acesta de implicare a României în criza refugiaților un argument în favoarea, știu eu, scurtării timpului până când România ar putea adera la Schengen? Pot să vă spun ce a spus în public
am conferința de presă cu domnul Ciolacu și ce mi-a spus și mie. Numai că a devenit o susținătoare. Cred că cuvântul ferventă sau exprimă prea puțin din frustrarea și enervarea pe care am văzut-o și pe care mi-a repetat-o. Zice, dacă există vreo nedreptate mai mare pe care eu să fi fost în viața mea, este acest refuz care se datorează a două țări, sunt cele care încă se mai opuneau sau se opun și acum, intrării României în spațiu Schengen, și mai ales lipsei de motivație, de argument. Zice, m-am dus și am verificat, l-am întrebat pe ambasadorul Spaniei, domnule ambasador, ea fiind spaniolaică, spune și mie, te rog, are România... N-are nimic. Are condițiile tehnice îndeplinite. Tot ce a însemnat abdatare sau modificarea regulamentului Schengen, România le-a aplicat printre primele state membre. Totul este ceas. Deci nu există niciun motiv și totuși românii sunt discriminați. Faceți că spuneam eu de discriminare în aeroport când cetățenii europeni la stânga, românii la dreapta. Acest lucru l-a văzut și doamna. Când a plecat din Madrid, că a venit cu avionul duminică. Bruxelles, Viena. Asta pentru că noi suntem în spațiu Schengen. România, control, așa parte, nu suntem în spațiu Schengen. Deci nemulțumirea celor care sunt foarte mulți și care se izbesc de acest lucru în fiecare zi, l-a văzut. Și sunt convins că ceea ce va face va fi o acțiune de forță și persistență și o veți auzi vorbind în Parlamentul European, că nu va contează care va fi tema, tot timpul. Și este această nedreptate care trebuie să înceteze imediat. România trebuie să fie în spațiu Schengen, le creați probleme, i-a văzut că sunt cozi și știe că sunt cozile spre Ungaria de camioane, că mărfurile uneori se depreciază, că România riscă să devină necompetitivă pentru că uneori din motive de Ungaria stau câte 3 zile la vamă camioanele ca să traverseze Ungaria sau ca să traverseze doar punctul de trecere a frontierei spre Ungaria și este o chestiune când cineva ar spune, dom'le, știi, România ar avea problema asta, dar nici cea mai mică problemă, repet, verificată din 7 deci, surse. Din punct de vedere procedural nu e suficient să rezolvi toate problemele cerute pentru a intra în spațiul Schengen? Există drept de veto acolo sau cum este? Nu mă forța să spun tot ce gândesc sau ce știu, dar pot să vă spun doar așa. Că se opun două state membre care nu au o motivație extrem de clară de ce se opun. Nu se opun pentru că nu vor. Și a luat și acest angajament ca să vorbească cu aceste state membre, care, cele două țări, care încă mai au probleme de a accepta intrarea unui spațiu Schengen, pentru a le arăta și a-i convinge că este o atitudine care nu are legătură nici cu realitatea și nici cu ideea de o Uniune Europeană unită. Acum noi nu suntem uniți. Toate țările din Europeană la stânga, România la dreapta. Nu e corect. După ce se va fi terminat toată această nenorocire care se întâmplă în Ucraina, domnule Nica, credeți că este necesară o reconfigurare a spațiului Uniunii Europene și de ce nu a spațiului NATO? Nu sunt foarte mare specialist în spații NATO și pe chestiuni militare, dar pot să vă spun că aderarea Moldovei și a Ucrainei și statutul de țară candidată oficial la Uniunea Europeană este o obligație. Despre Ucraina ați vorbit. Lăsați-mă să vă spun două lucruri și despre Moldova. Că de-abia am venit astăzi, astăzi de la Chișinău. Da. M-am întâlnit cu președinta, eu și cu doamna Irace Garcia Perez, ne-am întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu primul ministru al Republicii Moldova, Natalia Gavriță, cu președintele Parlamentului, cu ministrul apărării, toți. Marți, tot ne-am întâlnit cu toată lumea. Moldova are nevoie de sprijin. Deși nu o spune cu atâta patos sau atâta, dar sunt datele și cifrele. Și noi am fost și cu ambasadorul Uniunii Europene, care ne-a furnizat și el o serie întreagă. Ne-am întâlnit și cu cel care răspunde de Frontex, deci de gestionarea frontierelor. O țară mică, departe de a fi bogată și care s-a trezit într-o dată cu câteva sute de mii de ucrainieni pe teritoriul lor, care aveau nevoie de adăpost, bătea vântul, exact ce am văzut și la noi, da. Exact. Mâncare, copii, medicamente, persoane vulnerabile, persoane în vârstă. Unde, cu cine și cum îi tratezi? Și repet, Moldova mică, mică, o țară mică și cu nu foarte multe resurse. Dar ei s-au mobilizat de o manieră
care iar și considerat exemplară. Deci e o capacitate de gestionare de 20.000 de refugiați. Ieri când am fost, sau azi dimineață când am plecat din Chișinău, erau 100.000, 97.000 mai exact. Deci la o capacitate de 20.000... Aveau de 5 ori mai mult. Aveau de 5 ori mai mult. Asta azi dimineață când am plecat. Peste asta se adaugă și problemele economice. Deci tocmai le... I-a anunțaseră rușii că le măresc prețul la gaz de 2 ori și de 8 ori față de anul trecut. Erau bucuroși că primiseră chestionarul oficial trimis de către Comisia Europeană pentru ca să li se acorde statut de țară, de stat candidat la Uniunea Europeană. Și erau extrem de bucuroși să vedea că, știți cum e, la un moment dat spui cât sunt vorbe și cât e și ceva concret. Până acum, cu concret, România a fost. Uniunea Europeană ne-a trimis imediat Frontex-ul pentru că iau și 450 de kilometri de frontieră cu Ucraina, dintre care au și chestiunea complicată cu Transnistria. Transnistria, da. Au încercat să facă o prefrontieră înainte de Transnistria împreună cu Ucraina ca să poată să gestioneze, că ei nu știu. La un moment dat era complicat să știe cine sunt cei care intră sau cum intră. Și fiind... fiecare țară ia lucrul ăsta în serios. Din motive de trasabilitate, rețele de trafic, de copii, de femei. Deci nimeni nu se joacă. Plus că în Ucraina, acolo sunt foarte multe arme. Arme care au fost distribuite pentru cei care luptă să-și apere țara. Arme care au rămas pe câmp că la 20 ceva de mii de soldați, sau câți ei sunt soldați ruși care au murit, și cei care au mai fi fugit, au fi rămas foarte multe, probabil, arme și pe câmp. Da, și niciodată pe... nu știi ce se poate întâmpla. Trebuie să deci toată lumea este foarte atentă pentru că trebuie să-ți protejezi și populația proprii tale țări. România își protejează pe românii, pe noi care suntem aici, Moldova, pe cei care sunt în Moldova și așa mai departe. Deci probleme. Și doamna Irache Garcia Perez a spus că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să depășim această fază de discuții. Acești bani trebuie să și ajungă. Există un program, l-am văzut și eu și mi l-a arătat și l-aveam de la Comisia Europeană, vreo 4,7 miliarde de euro. Dar aceste sume trebuie să operaționeze de care să ajungă acum, ca ele să poată să producă efecte pentru ajutorarea refugiaților. Situația economică care nu e bună. E, știți ce bucurie aveau? Zice, domnule, dacă era acum 7 ani, era o nenorocire. Zice, ce s-a întâmplat? Pe acum 7 ani de zile, 50% din exportul Moldovei mergea către Rusia, Belarus și, și Ucraina. Acum nu aveam avut decât 15%. Deci pentru noi efectul, impactul economic a fost unul mult mai mic. Și cu 85% din economie care se merge cu Uniunea Europeană, cu România, deci vom putea, vom avea o pierdere, dar bine că nu e o pierdere catastrofală, pentru că economia Moldovei a depins de piața, de piața rusă, Belarus și Ucraina, foarte mare măsuri. Vor să-și diversifice sursele de aprovizionare, să poată să aibă acces la surse de energie, energie electrică, știa, cu principala sursă era în Transnistria, pentru că cealaltă cu Ucraina a devenit o chestiune care nu știu dacă va mai fi, nu va mai fi. Și partea economică și foarte... Pentru ei România este speranța, ca să vă spun direct. Deci pentru Republica Moldova se uită la România ca speranța, pentru sora mai mare, care când au nevoie de ceva îi ajută, când nu știu, au pe cine să întrebe și le spunem, îi învățăm ce trebuie să facă. Sunt foarte multe instituții din România care fac acest proces de twinning cu instituțiile similare din Republica Moldova, ceea ce pentru ei este un mare ajutor, pentru că una e ca cineva care e și bine intenționat și știi că e bine intenționat, nu vrea să-ți fure scaunul de sub tine, ci vrea să te ajute. Te ajută pentru că nu mai repezi greșelile, nu mai pierzi timpul, ci poți să implementezi foarte multe lucruri foarte repede. Toți mi-au plăcut. Și Maia Sandu, și Natalia Gavrilițu, un prim-ministru, o femeie foarte hotărâtă și foarte dedicată. Președintele Parlamentului care a spus că nu avem decât un singur drum înainte, să facem reforme necesare. Acum au 65% din Parlament. Să facem reformele de care are nevoie Republica Moldova. Deci toată lumea foarte, foarte dedicată și foarte pornită pe acest drum, care este un drum
care poate să facă diferența pentru ei între cei care au plecat mulți, că și au plecat mulți în străinătate, și o întoarcere acasă pentru că ar avea unde să vină. Nu mai avem foarte multe minute din emisiunea de astăzi. Ați vorbit la începutul emisiunii despre proiectele de dezvoltare din zona Galați-Brăila. Foarte mulți oameni din administrația locală din Galați, dar și din administrația locală din Brăila, au declarat aici, în platoul de filmare, că banii aceștia veniți pentru dezvoltarea zonei, proiectele care au fost demarate, se datorează faptului că dumneavoastră și cu domnul Mihai Tudose ați început să colaborați. Asta în ciuda faptului că până acum ceva timp, 2-3 ani, existau neînțelegeri între dumneavoastră și domnul Tudose. Cât e adevăr, cât este povestea? Bun. E adevărat. E adevărat. Deci asta nu... Noi ne-am asumat, fiecare se ocupă de câte ceva. Deci eu și cu domnul Tudose ne ocupăm de rezolvarea, deci de desenarea linilor strategice de dezvoltare a regiunii noastre, Galați-Brăila, și de rezolvarea problemelor care ar putea să apară ca și piedici în derularea imediată sau așa cum trebuie a fiecare dintre ele. În rest, toată partea operațională o face primarul Gați, Pucheanu, cu fotea președintele Consiliului Județean, primarul Brăilei, Dragomir și Francesc. Ei sunt cei, președintele Consiliului Județean Brăila, ei sunt cei care se ocupă, gestionează, fac proiectele și pleacă cu ele și se ocupă de ele. Ne-am făcut, avem un grup mic și pe WhatsApp și mai facem și video când e nevoie, care spune fiecare raportează unde raportează. Prezintă proiectele de care răspunde fiecare, în ce stadiu sunt, dacă au vreo problemă și ce se întâmplă până săptămâna viitoare. Și am făcut aceste lucruri, în special în luna ianuarie, în care am luat zi de zi fiecare, pentru că era un termen limită. Și am fost foarte preocupat ca fiecare să poată să ducă proiectele și să poată să le depună, pentru ca să fie și bine făcute și în timp. Și faptul că lucrurile merg bine arată că acest lucru se întâmplă. Acum, cu chestiunea cu... Eu nu m-am certat cu Mihai Tudose niciodată. A existat o chestiune între Galați și Brăila, de acum, de prin 69, care tot timpul a mai fost folosită în scop electoral. Noi, fiind amândoi la Bruxelles, am spus așa, bă, uite, haide să terminăm povestea asta, că ăștia ne joacă pe fiecare dintre noi. Când e o chestie de Brăila spune mie, uite ce... în ideea că noi doi o să ne certăm, când e o chestie de care să spun ție că e ideea că noi nu ne certăm. De momentul ăsta, intrăm numai pe proiecte și am început, nu de acum, de anul trecut, ce sunt proiecte, dacă să facem Brăila, este un proiect extrem de important pentru Galați, dacă să facem un Galați, este un proiect extrem de important pentru Brăila. Ăsta e secretul de a reușit ca toate lucrurile astea, nu mai interesează unde să face, fizic, că e acolo sau e acolo, să se facă, pentru că această aglomerație urbană, Galați-Brăila, care este a doua după București, cea mai mare din România, are această nevoie uriașă de a face aceste investiții, pentru că altfel ne sufocăm economic și social. Și acum suntem considerați ca un exemplu de cum se poate. Săptămâna asta nu le pleacă pe în țară faptul că noi lucrăm atât de bine, dar le-am arătat ce înseamnă când sunt două voci, două județe, da? Două municipii, două consilii județene, parlamentari de Galați și de Brăila, împreună. Am mai făcut și întâlniri, ne-am întâlnit orice problemă care este a unui județ, toți cei care sunteți parlamentari de Galați și de Brăila o susțineți. Dacă e Brăila, toți din Galați o susțineți. Dacă e din Galați, toți din Brăila împreună cu cei din Galați susțineți. Asta este o manieră de a face lucrurile inteligent, pentru că nu le face nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, nici pentru... Sunt cei mulți care nu sunt implicați. Și ei se așteaptă ca aceste lucruri să se întâmple, să fie făcute, astfel încât să fie mai bine pentru ei. Altfel, doar la capitolul vorbe și nimic concret, nu cred. Eu cel puțin nu sunt așa. Și nu cred că acceptă nimeni o astfel de... Păi de când se tot povestea aici, în platoul de filmare, oameni buni, parlamentari de Galați și Brăila, împreună reprezentați aproximativ 5% din total parlamentari. Susțineți, mai domnul oameni buni. Dacă v-am spus de proiectele astea, vă aduceți aminte, tot în emisiune eram și vedeam și prezentam. V-ați uitat la mine așa, bă, o fi, n-o fi. Acum că le vedeți că au început... Să nu am nimic de spune, dar atunci era firesc să mă uit așa la dumneavoastră, pentru că auzisem de prea multe ori chestiile astea. Și sunt de acord. Până nu mi-a râs proba verității, mi-a râs, domnule, bun, mi-ai spus, e bine că ne-ai spus ce se va face, dar vreau să te văd și când se face.
Corect. Și acum am venit să vă spun, ăsta, ăsta și cu ăsta să și fac, se întâmplă. A început să sape la centură, a început să fac asta, drumul expres, toată lumea îl vede. Și vreau să spun, eu când am văzut 100 de basculante din alea mari, nu venea să cred că în România se poate și așa. Când am văzut, mi-a arătat domnul președinte fotea cum arată noul aeroport al Galațiului pe modelul 3D, vreau să spun că a rămas, deci se poate și le facem. În weekendul trecut, la Brăila, a venit la un moment dat fostul premier al României, domnul Ludovic Orban, care la un moment dat a lansat următoarea ipoteză. PSD și PNL ar putea intra în alegerile din 2024 împreună cu un proiect la care premier să fie Klaus Iohannis. Cât de fezabil este un astfel de proiect din punctul dumneavoastră de vedere? Cine a spus asta? Ludovic Orban. Și ăsta cine? Este fostul președinte al Partidului Național Liberal. Da. Acum ați fost sarcastic. Știți bine cine. Și a fost sarcastic. Cu o parte din problemele care noi le avem, se datorează lui și inconștienței lui. Pentru că trebuia să facă anumite lucruri atunci când țara avea nevoie. N-a dat drumul la banii pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Programul ăla faimos, vă aduceți aminte, IMM Invest, cine l-a pus, l-a dat cu el de pământ? Nu cumva domnul ăsta Orban? Toate proiectele sociale care, și economice, când toate țările din Uniunea Europeană au dat bani ca să-și salveze economia, el n-a făcut nimic. Deci, dacă ar fi, așa ce să spun, orice, inclusiv analize politice, că probabil dacă tot are ce face, nu se ocupă cu nimic, trebuie să facă ceva, o analiză politică, de exemplu, dar să vină să-și facă mea culpa și să spună, domnule, cât am fost prim-ministru, și poate nimeni nu l-a întrebat, domnule, dumneata, ai ceva să-ți reproșezi? Sigur că a fost întrebat. Cum și ce a zis? De curiozitate, a recunoscut măcar un singur lucru din categoria am fost nepregătit. Te străutăcios acum. Păi nu, dar știți de ce? Și PNR-ul ăsta. Deci acum unii să chinuie să-l scoată toate lucrurile astea, când normal ar fi fost ca fiecare să meargă de aici, să meargă mai departe. Nu să repare și din urmă. E foarte complicat că trebuie să repari din urmă și să mergi și înainte. Și nimeni acceptă să spui greaua moștenire. Dar eu vă spun că PNR-ul ăsta, eram nu mai văzut, adică eu spuneam că o să avem o problemă mare pentru că au pus aceste bombe ținte care, așa numitele jaloane, care sunt cumplite de grele și sunt făcute intenționat să pună piedici, să lege niște pietre uriașe de picioarele celor care vor veni după ei la guvernare. Adică am avut dreptate. Era bine ca atunci să mă fiu ascultat și să nu dea drumul la un PNRR secret. Să-l pună în dezbatere, să-l vedeți și pe asta, să-l văd și eu și să spunem, prieteni, nu puteți spune decembrie 2021, când noi am avut în decembrie, am trecut primul jalon. Nu 31 martie, 25 de jaloane. Și de ce puneți atâtea ținte? Comisia nu vă cere. Ei v-au cerut să faceți acele lucruri care să facă ca economia, partea socială, modernizarea, să meargă înainte. Dar nu v-au cerut ei să veniți cu toate bazaconile astea, între care unul dintre ele sunt, era spus imposibil. Foarte greu de făcut și într-un timp din ăsta foarte scurt. Asta e Plan Național de Redresare și Reziliență. El trebuie să fie, în primul rând, axat pe recuperarea economică a economiei asta României. Este un subiect am suferit cu pandemia, am suferit și au pierdut locurile de muncă, afaceri pierdute. Banii sunt pentru acest lucru. Și sigur, dacă tot îl faci, să-l faci să fie și mai modern și mai verde, dacă tot îți faci o instalație electrică, pune, domnule, și două panouri solare. Că în felul ăsta o să-ți fie și matare mai bine și o să ne fie și nouă mai bine. Așa a fost el gândit, acest plan național. Eu vă spun, fac parte din grupul ăla foarte restrâns, care l-am văzut pe toate planurile. Acum am o voce răgușită, dar atunci le-am spus tuturor, bă, dacă ei fac așa. Deci noi trebuie să facem tot timpul altfel decât face și Spania, și Italia, și Germania, și Franța. Dar de ce? Luați, domnule, de ce au luat de la ei, dacă ce vă spun eu credeți că ar fi un lucru atât de greu de acceptat, doar pentru faptul că îl spun eu. Dar luați ce au făcut ei alții. Dacă ieri alții au făcut așa, să înseamnă că și România trebuie să facă așa. Eu am spus, eu am auzit, cu toate regretele despre domnul la care m-ați întrebat. Asta este un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem la un moment dat într-o altă emisiune. Cum a fost PNRR-ul, cum s-a ajuns acolo cu el, cum toată lumea s-a lăudat la un moment dat, toată clasa politică, vai ce mare realizare și iată că sunt o grămadă de probleme care au apărut după ce acesta a fost aprobat. Dar pentru acest lucru vă invit la o nouă emisiune într-o zi în care veți avea timp
să ajungeți aici la gala și mai ales în platoul de filmare de la Reperul TV. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, o seară bună tuturor!